Iată că am ajuns la Muzeul de Artă din Brașov. Suntem cu domnul Radu Popica, cercetător, dar mai multe o să ne spună dânsul. Bine ați venit la Muzeul de Artă, care se află aici pe Bulevardul Eroilor numărul 21, fosta promenadă a orașului Rudolfsring, unde această clădire s-a construit de către Asociația Meseriașilor Germani din Brașov în anul 1902, în Zwingerul, în spațiul dintre zidurile orașului, aflat între poarta Străzii Porții și Bastionul Aurarilor. Spuneți-ne ce găsim la dumneavoastră în muzeu. În cadrul muzeului, la parter, sunt sălile dedicate expozițiilor temporare, care se succed într-un ritm alert în cadrul muzeului, iar sus, la etaj, se află Galeria de Artă Românească a muzeului. Ok. Și acum mergem la etaj să vedem și să ne prezentați etajul? Da, sigur. O să ne întoarcem și o să vorbim cu o colegă legat de ce vedem aici la parter. Deocamdată mergem la etaj. Aici o parte din aici începe expoziția, numai că acum este strânsă temporar pentru Noaptea Muzeelor. Aici sunt lucrările lui Carl Storck, unul din primii sculptori moderni din România. Da. Foarte, foarte frumos aveți aici aranjate. Da, sunt elevii liceului de artă cu lucrări realizate în cadrul unui proiect. Galeria de Artă Românească a Muzeului de Artă Brașov prezintă autoportretele a trei artiști brașoveni care au jucat un rol important în afirmarea artei brașovene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Wilhelm Kabner, Mișu Pop și Hans Burkhardt. Mișu Pop, special, a avut un rol foarte important în crearea unei atmosfere potrivite pentru viața artistică în oraș în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după ce a revenit din exilul său în țara românească, pentru că în 1848-49 a luat parte la apărarea Brașovului în cadrul legiunii țării Bârsei împotriva armatei revoluționare maghiare care ataca orașul. A trebuit să se refugieze până în 1864 în țara românească, unde împreună cu Constantin Leca a pictat numeroase biserici. Apoi, din 1864, s-a întors la Brașov și a jucat un rol foarte important în revigorarea vieții artistice din oraș. A fost profesor timp de 2 ani și la actualul colegiu Andrei Șaguna, pe atunci școala greco-ortodoxă. Iar aici îl avem pe Heinrich Trenck, un pictor elvețian stabilit în țările române în secolul al XIX-lea, cu un peisaj realizat pe Valea Oltului, unde a pictat mai multe astfel de peisaje. În primele două săli de la etaj este expusă colecția Nicolae Grigorescu a Muzeului de Artă Brașov. Sunt expuse 34 de lucrări ale celui care este considerat pictorul național al românilor, o colecție care provine din donația lui Constantin Alesiu către Liceul Andrei Șaguna din Brașov. Constantin Alesiu a absolvit în 1878 Liceul Andrei Șaguna și apoi, în 1939, în amintirea anilor de liceu petrecuți aici, a donat această colecție Liceului Șaguna, iar apoi lucrările au ajuns aici la Muzeul de Artă, unde pot fi admirate de către cei care vizitează muzeul. Este o colecție frumoasă care prezintă toate etapele de evoluție ale creației grigorescene, începând cu perioada studiilor și, perioada călătoriilor sale. Nicolae Grigorescu a studiat în Franța, la Paris mai întâi, iar apoi la Barbizon, și se poate vedea tot acest parcurs artistic al său foarte bine în cadrul expoziției permanente a Muzeului de Artă Brașov.
Bineînțeles, tematica preferată de către Nicolae Grigorescu după întoarcerea sa în țară în anul 1869 de la studii a fost lumea satului, pe care a reprezentat-o în foarte multe din lucrările sale. Și vedem aici, expusă. Viața țărănimii și tradițiile sale l-au preocupat pe Nicolae Grigorescu, deoarece ne aflăm după realizarea Unirii, în epoca de constituirea identității naționale a românilor și ca atare, aceasta a fost căutată acolo unde s-a considerat că se păstrează cel mai neîntinată în lumea satului. Așa cum au făcut și folcloriștii, a făcut și Nicolae Grigorescu, bătând satele din Muntenia pentru a surprinde pe viața țărănimii. Ceea ce trebuie să spunem însă e că el a prezentat într-o manieră idealizată. Țăranii apar întotdeauna voioși și fericiți în lucrările sale, dar știm din istorie că realitatea era un pic diferită, ceea ce a condus mai târziu la răscoala din 1907. În schimb, țăranii lui Grigorescu sunt întotdeauna voioși și trăiesc foarte fericiți în mijlocul naturii. În natură, da, pot fi. Orice om poate fi fericit în natură. Așa este. Nicolae Grigorescu a revenit adeseori în Franța, unde a pictat, mai ales în Bretagne, o regiune a Franței care a atras numeroși pictori din întreaga Europa, care erau atrași de păstrarea civilizației tradiționale aici și de peisajul extraordinar al Bretaniei, care se adâncește în Oceanul Atlantic. Un portret de țărancă din Muntenia, reprezentativ pentru modul în care a înfățișat Nicolae Grigorescu țărănimea. Mare accent pus pe portul popular, da, unic al românilor. Da. În 1877-1878, Nicolae Grigorescu, la propunerea lui Carol Davila, a fost desemnat de către primul ministru Ion Cebrătianu să însoțească armata română pentru a consemna aspecte din timpul luptelor în campania pentru independența României. El a realizat cu această ocazie câteva zeci de schițe pe care mai târziu, după război, a pictat o serie de lucrări de pictură, cum este și convoiul de prizonieri turci pe care îl păstrează Muzeul de Artă Brașov. Alături puteți să vedeți câteva din variantele acestei lucrări pe care le-a realizat Grigorescu și trăsura cu care s-a deplasat în timpul acestei campanii, timp de un an de zile. Ion Andreescu, pictor care a fost activ ca profesor la Buzău, îi datorează foarte mult lui Nicolae Grigorescu pentru că a optat pentru o carieră de pictor, deoarece se spune că atunci când a văzut lucrările lui Nicolae Grigorescu în 1873 la București, într-o expoziție, acest lucru l-a convins. A plecat apoi în Franța, unde chiar s-a întâlnit cu Grigorescu la Barbizon, cei doi lucrând pentru un timp împreună. Pe panou este expus un autoportret al lui Emeric Tamaș, un artist care la 1900 era cea mai mare speranță a artei brașovene, însă din păcate a decedat timpuriu la doar 25 de ani, scurt timp după ce a fost realizat acest portret. Din ce cauză? A fost bolnav, o afecțiune gravă. Medicina nu era atât de avansată atunci. Nu, categoric nu. Ștefan Lucian,
Un artist foarte important pentru evoluția artei românești este prezent aici cu o serie de lucrări, printre care și celebrele sale flori pe care le-a pictat spre sfârșitul vieții, când, datorită unei paralizii care l-a afectat, trebuia să rămână doar în atelier și lucra cu, se spune, cu pensula legată de mână pentru a realiza aceste lucrări. De asemenea, figuri și scene din lumea periferiilor Bucureștiului, a mahalalelor, pe care acesta le-a înfățișat de foarte multe ori, nefiind preocupat de viața țărănimii, așa ca Grigorescu. Aici sunt expuse lucrările lui Gheorghe Petrașcu, unul dintre cei mai importanți maestri ai picturii românești și totodată un artist foarte original, a cărui manieră picturală a fost unică, originală. Ea se întemeiază în principal pe studiul clasicilor picturii europene, care l-au ajutat să-și contureze această manieră picturală absolut irepetabilă. Și pentru că am vorbit despre Orientul interior al României interbelice, îl putem vedea aici, în opera lui Nicolae Tonița, prin lucrarea Casă Dobrogeană, care este una din lucrările realizate de el aici. Era casa celui la care stătea el și alți artiști în Mangalia, un turc la care locuiau cu toții când mergeau acolo pentru a picta. Oare o mai exista? Nu știm. Dacă casa lui Tefic, pe care îl puteți vedea aici, mai există. Această sală se deschide cu lucrările lui Ion Țuculescu, sigur, da. Care nu era de profesie artist, a fost un medic microbiolog, dar care a revoluționat pictura românească, desprinzându-se de tradiția figurativă a reprezentării realiste a realității înconjurătoare. Și în aceste lucrări, care aparțin ciclului totemic, putem să vedem cum el a luat diverse elemente care amintesc de culturile primitive și de folclorul românesc și le-a recombinat, obținând o lume cu totul fantastică. Aici sunt expuse lucrările lui Corneliu Baba, un artist român foarte important pentru evoluția picturii românești după 1945, care s-a inspirat dintr-un clasic al picturii europene din Tizian, în cromatica sa. De asemenea, alți artiști activi în prima jumătate a secolului 20 au fost Francis Șirato, Nicolae Dărăscu, Ion Teodorescu Sion și Alexandru Steriadi. Iar aici Ștefan Mironescu, cel care s-a născut la Iași, dar stabilindu-se la Brașov, a devenit pictorul Șcheiului, unde a realizat sute de lucrări în care a surprins această zonă foarte pitorească a Brașovului. Și în această sală ne întâlnim cu avangarda artistică, reprezentată la Brașov de Hans Eder, pictor care a aderat la expresionism, așa cum se vede și din lucrarea sa din 1911, Piața de Pește din orașul Bruj. Expresionismul și expresioniștii, s-a spus uneori că a reprezentat o anticipare a crizei grave prin care a trecut Europa în prima jumătate a secolului 20, marcată de cele două războaie mondiale. Și acest lucru se vede în atmosfera tristă și tragică din lucrările pictorilor expresioniști. Apoi, aici avem un brașovean activ după 1945, în perioada postbelică, Sever Frențiu, artist care s-a inspirat din suprarealism, unul din curentele avangardei ceva interesant istorice. Acolo sus. Da, este... Am mai văzut-o. Omul... perfect, omul vitruvian al lui Da Vinci. De fapt, o reluare a
acestui model, acestui canon al perfecțiunii corpului uman, realizată în secolul I după Hristos de către arhitectul roman Vitruvius, dar popularizată prin intermediul lui Da Vinci din epoca Renașterii. Și apoi Ștefan Câlția, și el legat strâns de Brașov și unul dintre cei mai apreciați și respectați artiști români contemporani, cu o lucrare în care vedem cum realismul și lumea fantastică se combină în ceea ce el a numit, și așa și-a definit el pictura, realism fantastic. Chiar că e fantastic. Iar aici îl avem pe Maxi Herman, unul dintre reprezentanții de frunte ai avangardei românești din perioada interbelică, care a fost influențat de cubism și lucrarea sa ne arată această influență prin descompunerea în fațete geometrice a figurii prietenului său, poetul Ștefan Rol, pentru că este un portret, și prin recursul la colaj, la lipirea unor diverse elemente reale, fotografii în cadrul acestei lucrări. Apoi, Horia Bernea este prezent în expoziție cu lucrarea Deal. Horia Bernea este important prin rolul pe care l-a jucat în cadrul școlii de la Poiana Mărului, unul dintre grupurile de artiști independente active în perioada regimului comunist în România, care și-a desfășurat activitatea aici, în apropierea Brașovului, pe dealurile de la Poiana Mărului, și vedem cum un deal real devine un motiv simbolic, un simbol în pictura lui Bernea. Apoi, Hans Matthias Stoic este unul dintre artiștii brașoveni cei mai importanți, dacă nu cel mai important, din secolul al XX-lea. El a luat parte la mișcarea de avangardă din Ungaria, din Germania și din România, activat în toate aceste trei țări, fiind influențat de către expresionismul abstract, în special de către Vasili Kandinsky și de către Franz Marc. Lucru care este foarte vizibil în creația sa. Bun. Acestea fiind spuse, continuăm cu colega. Am ajuns la parter, suntem cu domnișoara Alexandra Ardelean. Spune-ne, te rog, ce o să vedem aici. Bine ați venit în expoziția noastră temporară, Predicțiile Pământului despre gândirea și practica ecologică, curator Mihai Zgondoiu. Este o expoziție care a luat naștere la Muzeul Național Cotroceni în anul 2021, iar anul trecut, în 2022, a mai fost și publicul din Londra, Paris și Luxemburg, cel care s-a bucurat de această expoziție, de fiecare dată itinerată puțin altfel. Însă acum, la Muzeul de Artă Brașov, avem această expoziție și totodată un invitat special cu această lucrare realizată de artistul brașovian Olimpiu Bandalac. Lucrarea este intitulată Gaia și este inspirată din mitologia greacă. Dar artistul reușește să facă o legătură directă între istoria personală și istoria pământului, pentru că lemnul folosit în realizarea lucrării face parte din mobilierul care se afla în casa familiei sale. Artiștii din expoziție abordează tema mediului și a ecologiei. Sunt niște artiști români contemporani veniți din mai multe zone ale țării și felul în care ei tratează problema este de foarte mare impact. Avem lucrări realizate sub formă de instalație, avem fotografie, sculptură, video art sau niște instalații cu care se poate interacționa. Deci există o mare varietate în ceea ce privește arta contemporană, iar publicul brașovean are ocazia să vadă toate aceste lucrări și totodată să se gândească la un subiect deosebit de important. Cum avem grijă de planetă? Mergem dincolo să le vedem? Sigur. Ne-am oprit aici pentru că avem și textul introductiv al curatorului Mihai Zgondoiu, care pune pe hârtie o istorie a ecologiei și a mișcării ecologice la nivel global. Iar acest curator îndeplinește totodată și rolul de artist. Avem în această expoziție o lucrare realizată de el. A fost realizată din hârtie reciclată manual
și lucrarea se intitulează How Dare You. Mesajul How Dare You este mesajul unei adolescente care e absolut măcinată de viitorul planetei și de felul în care ea și următoarele generații vor exista pe Pământ. Și este un discurs care a atras atenția mai multor artiști, inclusiv al artistului Dan Perjovski, pe care îl avem aici cu un adevărat istoric de artă activistă. Puteți observa mai multe lucrări care au fost realizate de Dan Perjovski în ultimele două decenii și în unele dintre ele o reprezintă chiar pe Greta, stând față în față cu o armată, ea micuță, cum e un copil, armata cu arme, cu scuturi, dar totodată cu mesajul din partea soldaților că nu este nevoie să fie atât de violentă. Ceea ce ne arată și umorul și felul în care Dan Perjovski tratează anumite teme sociale de mare importanță. Și el este unul dintre artiștii cu adevărat importanți din țara noastră, care e constant la curent cu ce se întâmplă și este unul dintre cei care își doresc să producă o schimbare. El este și adeptul schimbării prin protest. Puteți observa o lucrare în care persoana care protestează este persoana protejată. Artistul are foarte multă spontaneitate și în desen, dar și multă claritate în mesaj, mai ales că folosește multe jocuri de cuvinte. Pentru el, cuvântul este o adevărată armă. În cadrul expoziției se află 17 artiști români contemporani, dar și o selecție de 25 de studenți de la Universitățile de Artă din București și din Timișoara, redați pe partea dreaptă. Și acești studenți au primit tema din partea profesorului Mihai Zgondoiu, tema ecologiei, pe care ei să facă mai departe o lucrare în funcție de propriile lor interese și zonele pe care ei le consideră foarte importante. Deci fiecare operă are câte o poveste în spate. Exact. Și vedem că există foarte multă diversitate. Unii dintre artiști sunt preocupați de prezent, în ideea în care alegerile pe care noi le facem acum sunt cele care vor aduce viitorul și exact. Îl vor forma. Ei conștientizează, pe de-o parte, că prezentul este cel care contează. Dar sunt alți artiști care se gândesc mai degrabă la viitor. Avem aici un exemplu cu un viitor post-apocaliptic, așa că viziunile viitorilor artiști sunt în anumite cazuri destul de sumbre în ceea ce privește umanitatea. Și până la urmă despre asta e vorba în întreaga expoziție. Predicțiile pe care artiștii contemporani le fac despre Pământ. Da. Ca să avem grijă de el. Exact. Până la urmă suntem la un punct de cotitură. Cam da. În momentul de față noi decidem care va fi viitorul acestei planete. Cum vor trăi stră-stră-nepoții noștri. Exact. Din această cauză, până și materialele pe care artiștii le folosesc influențează mesajul lor, pentru că, așa cum vedeți aici, într-o lucrare realizată de Sergiu Chihaia, el a folosit plastic. Sunt o sumedenie de peturi pe care el le reinterpretează și creează noi forme, utilizând acest material pe care, bineînțeles, îl găsește cu multă. Și care dăunează foarte mult. Da, dar el, practic, îl personifică și plasticul acesta devine un personaj, un șarpe în acest caz, care, aș spune eu, că poate chiar să ne îndepărteze din nou de paradis. Da. Felul în care interpretăm aceste lucrări, pe de o parte, avem la dispoziție mesajele care sunt oferite de artiștii contemporani, este marele avantaj al contactului direct cu artiștii, dar totodată felul în care vizitatorii privesc și interpretează este cât se poate de personal. Da. Deci, cumva, adevărul pentru fiecare vizitator va fi unic. Așa. Uh-huh. Sunt multe lucrări care abordează inclusiv tema valorilor
pe care le promovăm și după care ne ghidăm este și cazul artistului Cosmin Paulescu cu această lucrare intitulată O lume minunată. Gândiți-vă că toate obiectele pe care le vedeți aici sunt înlocuiri, sunt niște lucruri false pe care noi ajungem să le răspândim într-o măsură cum nu am mai făcut-o până acum. Piticii de grădină, gazonul este fals, florile și totodată avem și imaginea și oglinda care ne face să ne gândim puțin la felul în care noi ne prezentăm și realitatea pe care noi o expunem prin acțiunile și comportamentul nostru. Pentru că celălalt, de fapt noi suntem oglinda cu celălalt, suntem în oglindă. Exact. Și până la urmă artistul se folosește de harta României pentru a transmite un mesaj foarte puternic care trebuie să ne trezească puțin. Să ne trezească pentru că asta e România. Cine suntem noi devine identitatea țării. Vreți să vedeți și lucrările interactive? Da, vrem. Avem trei lucrări. Am trecut pe lângă ele și mi-au făcut un pic cu ochiul, recunosc. În această sală avem trei lucrări realizate de artistul Ștefan Radu Crețu și el este inspirat de lumea naturală, dar în special de creaturile cele mai neobișnuite. Iar în momentul în care priviți aceste lucrări, puteți să vă închipuiți diferite animale. Doar că el nu încearcă să ne spună, uite, aici avem un țânțar sau un cosaș sau un cal. Considerăm ce vrem noi. Exact. Este o interpretare cât se poate de personală și mai ales opiniile copiilor sunt excepționale. Da. Dar lucrarea de mari dimensiuni pe care o vedeți aici se numește Pungașul. Vedeți că el, acest animal, nu are cap. Însă capul este înlocuit de o pungă. Punga de cumpărături pe care, bineînțeles, cu toții o folosim într-o măsură mai mare sau mai mică. Și există un aspect interactiv al acestei lucrări printr-un buton pe care artistul îl folosește ca o provocare. Dacă doriți, puteți să îl acționați. Nu mă așteptam la asta. Așteptam să miște ceva. Sunetul pe care l-ați auzit este un sunet foarte puternic și e menit să creeze un șoc emoțional. Lucrarea și lucrările lui Ștefan Radu Crețu sunt un semnal de alarmă pentru oameni și ne atrage atenția asupra comportamentului nostru și a faptului că animalele din jur vor avea de suferit dacă noi nu facem ceva în privința asta. Iar artistul are și o parte ludică prin care se joacă puțin cu lucrările sale și în special prin această posibilitate de interacțiune cu lucrările. Însă, vedeți că mesajul este unul cât se poate de serios. Da, este. Ultima lucrare din această expoziție îi aparține tot lui și în acest caz ne reîntâlnim cu oglinda. Această lucrare este inspirată din niște roci care conțin niște microorganisme și el consideră aceste roci ca fiind vii. Însă faptul că ele trăiesc pe planeta noastră le face să evolueze forțat. De aceea puteți observa niște mijloace locomotorii pe care ele le-au preluat din mediu. Vedem elicea, niște perișori pe care le-ar putea folosi pentru deplasare. Ei bine, această lucrare este inspirată de o teorie conform căreia viața pe Pământ a ajuns aici transportată de meteoriți. Și artistul duce această idee mai departe, spunând că aceste organisme, aceste roci, au dezvoltat
mijloace prin care pot să zboare mai departe către o altă planetă. Ce interesant. Și, într-un fel, cam asta facem și noi oamenii. Explorăm spațiul în căutarea unor altor planete pe care să le putem locui. Noi o facem din curiozitate, aș zice, dar... Curiozitate sau necesitate la un moment dat. Aia, da, s-ar putea ca la un moment dat să fie necesitate. Și prezența oglinzii în această lucrare, da, ne spune că noi suntem responsabili, dar totodată ne spune și că noi suntem soluția. Ok. Această expoziție este una care e menită să creeze un impact, să creeze un răspuns din partea vizitatorilor și sperăm că arta contemporană va avea libertatea să abordeze multe alte subiecte și să nu fie prinsă în griji și în lupta pentru supraviețuire. Da, să sperăm că așa va fi. Nu pot să nu remarc această operă. Ne poți spune ceva despre ea? Da. Sigur că da. Aici avem tot o lucrare realizată ca inspirație din niște creaturi. Este vorba despre niște pești care au evoluat, doar că peștele acesta, vedeți că nu e în apă, ci plutește în aer. Da, are. Însă elementele pe care le observați în compoziția lui provin tot de la o evoluție forțată. Și-a dezvoltat niște metode de apărare, cum sunt țepii și masca din față. Asta ne arată că această creatură trăiește într-un mediu ostil. Până și copacul de care atârnă este unul artificial, nu este unul natural. Și aici avem un scenariu distopic, în care creaturile nu mai sunt ce credem noi că ar trebui să fie. Ele se transformă și evoluează odată cu noi. Multe dintre mesajele transmise de lucrările artiștilor nu sunt neapărat pozitive, dar sunt niște mesaje foarte serioase care ar trebui să ne pună pe gânduri. Ne pună pe gânduri, da. Pe de altă parte, exact aceste gânduri pot să ducă la o rezoluție și să ne facă să acționăm. Doar așa, dacă nu avem gânduri. Cel mai important, bineînțeles, ar fi ca la nivel de instituții și organisme care au foarte multă putere și care nu au în momentul de față prea multă grijă, sunt mult mai preocupați de aspectele financiare și economice, mesajul cumva acolo ar trebui să ajungă foarte puternic. Pentru că ce pot oamenii să realizeze la nivel de individ contează, doar că nu știu dacă asta va fi într-adevăr ceea ce va produce schimbarea reală. Sperăm doar ca aceste mesaje să ajungă la următoarea generație, la tineri și, bineînțeles, ei în momentul în care ajung în acele poziții în care să ia decizii, când vor crește și vor ajunge în anumite poziții, să aibă deja asta în calcul. Da. Însă, din păcate, exact aceasta este și problema văzută de Greta Thunberg. Ea spunea că e o greșeală din partea adulților să pună totul în cârca următoarelor generații, când ei sunt acum în poziția în care pot să producă schimbări. Așa e. Așa că sperăm totuși ca mesajul să ajungă și la adulți. Și la adulți, da. Mulțumim tare mult! Cu mare plăcere. Ne-a plăcut și sperăm ca acest material să ajungă la multă lume și de ce nu să vină să viziteze. Vă așteptăm cu drag în vizită. Mulțumim, toate cele bune.